prima dată în viața aia când am testat casca asta, e foarte bun, mi-am dat cap în cap direct. Și știu când ne-am văzut prima dată, eram cu taiperul și am zis direct, du-te bă cu aerul tău. Salutare dragi viitori de mașini, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. Astăzi ce facem? Mergem din nou la circuit unde sunt sigur că vom avea experiență interesantă, pentru că sunt sigur că ne vom da cu o mașină interesantă. Acestea fiind spuse, ne vedem direct la circuit, la motorpark Adâncata. Ok, am ajuns pe circuit, după cum vă povesteam, o să avem în echipă, să-i spunem noi astăzi, două mașini. Vorbim pentru început despre acest E92. Man, intră la noi în vlog, povestește un pic despre mașină. Ce mașină avem? 335 XE Stage 3, turbine hibride, admisie sport, downpipes, turbo inlets, charge pipe, blow valve, intercooler, Wagner Evo 1. Mamă. Și catalizatoare secundare anulate și alea, că... Ai mers vreodată cu ea pe circuit până acum? Nu. Și ești curios cam unde se duce ca și timp? Cam eu, cât preconizezi? Eu am mai fost pe circuit, doar că am fost acolo Loganul. Realistic, eu am zis că dacă scot sub 20 sunt mulțumit, pentru că 20. Știu că nu cunosc deloc mașina pentru circuit. Dacă scot mai puțin, o să fiu... Dar vreau să fiu optim, vreau corect, să fiu mai realist. Bun, deci targetul pentru astăzi, pentru E92, o să fie un 2.10. Suntem foarte curioși, o să montăm camera în mașină. O să merg și eu în dreapta și la volan, așa fel încât să primim informații unul de la celălalt, să vedem cum merge mașina. Acestea fiind spuse, trecem în mașină, pentru că sunt sigur că o să fie o mașină interesantă. Da, am făcut prima sesiune. Merge super tare mașina. Numai după cum așteptam, merge super tare drept. Acum sunt foarte curios când o să merg odată cu ea la volan, să văd ce sentiment îmi dă. Că până la momentul actual, cel puțin ce mi inspiră mie, este că nu o să fie foarte rapidă, pentru că e foarte moale suspensia. Adică, nu, vedem acum. Sunt foarte curios cât venim cu ea. Dar e optimist, cred că zice. Vedem. Acum mergem, ăsta e un R, nu? R, da. 4x4. 4x4. 310 cai. Asta trebuie să fie o experiență interesantă și cred că la un moment dat chiar povesteam că poți să faci o paralelă cu Type-R-ul, nu? Acolo, da. Și acum urcăm în E92. Sunt foarte curios să văd ca și timp cum e. Cât am stat în dreapta, mi s-a părut foarte elastică suspensia. Acum vedem când ieșim pe circuit. Are padele, e cam elastică până la un pic. Ai frânat tare? Vedem acum. Mi-a stricat ura aerobtul, mă, am prins aeroptul. Mult mai mișto decât mă așteptam, am crezut că e foarte moale, dar nu e. S-a prins acum ceva martori, trebuie să ne uităm la plăcuțe. Dar e faină, mi-a plăcut. Acum am modificat ceva la setup-ul mașinii să împingă mai puțin fața, pentru că mi s-a părut că fiind X-Drive pierde foarte multă putere în transmisie și mi-ar plăcea să mă scoată mai repede din viraj. Și acum cred că s-a rezolvat problema.
avem o mică problemă la plăcuțele de frână pe față, deci nu o să mai mergem, o să mai facem o sesiune relativ mai repede, dar mergem cu mare grijă, pentru că vrem să ne și întoarcem cu ea acasă, fără platforme. Am mers cu cutia normală. M-am gândit, o să rămână fără benzină, ce să pățească, că o să se încălzească motorul, dar au rămas fără plăcuțe pe fața aia. Și cred că era un pic sub jumate. Cred că era un pic sub jumate. Sunt foarte moi dacă pui o plăcuță de stradă. Da. Acum când avei pe frână, da, acum avem, n-avem, pun picior pe frână. Hai că e bun, hai, frână. De pe la jumate de aici, știi, că să fim siguri, bă. Da, ai trecut tare de linia de start și după aceea gata. Vezi că de la 200 trebuie să te oprești. Mamă, ce are aici, frate? Bă, pe de altă parte, cu cutia în drive, fără frână, să vii 0.6, eu mă așteptam la un 10, peste 10 mă așteptam. Prima dată în viața aia când am testat casca asta, e foarte bun, mi-am dat cap în cap direct. Trebuie să o dau un pic mai în spate, că nu se vede de spiță. Pentru că nu mă așteptam să vină BMW-ul, să vină mai repede decât R-ul. Sunt foarte surprins de 0.6 de ăsta, în condițiile în care mașina nu mai frâna. Și sunt curios dacă mai facem încă o trecere cu R-ul, să vedem dacă putem să batem timpul ăsta. Mi se pare, nu știu, mi se pare că mai este loc, dar încă mi-e foarte frică, pentru că sunt ruginit, adică n-am mai mers de foarte mult timp la volan, mai ales pe să merg repede și mi-e greu până pornim, mi-e greu cu frânarea, cu puncte de frânare, frânez foarte repede, dar sunt sigur că cu cât mergi mai mult, cu atâta te antrenezi mai corect. Am mers 2.03.030, ceea ce e un timp bun în condițiile în care am făcut foarte multe greșeli. Și cu seria 3-ul. Ok, și cu seria 3-ul am mers 0.64. Dar e important de știut că cu seria 3-ul n-am mai avut frâne. Asta, una dintre ele. Și am mai avut o problemă. Ce problemă am avut? Corect, n-am mers cu cutia în sport. Așa, făcând așa o retrospectivă a zilei, sunt de părere că mașinile sunt oarecum aproape, dar sunt total diferite. Haideți un pic încoace. Dacă vorbim despre putere și despre liniile drepte, clar, seria 3 este în alt film. Dacă vorbim despre handling și despre frânare, clar, R-ul este în alt film. Dar, sincer să fiu, eu la un moment dat, până să merg cu R-ul, cu mașina ta, eram mare hater de Volkswagen R și știu când ne-am văzut prima dată eram cu Type-R-ul și am zis direct du-te bă cu R-ul tău de aici. Nu-i chiar așa. Pentru că mașina aia trebuie să vină, am făcut un calcul fără greșelile mele de frânare, trebuie să vină un 57. Asta înseamnă că e undeva foarte aproape de Type-R. Diferența e super mega mică, deci clar m-a impresionat pozitiv. Acum trebuie să vedem să ne organizăm în viitorul apropiat să mai ieșim o dată cu seria 3-ul, să-l cronometrăm cu toate în regulă și noi trebuie să mai venim la circuit să ne dezmorțim, că e rugină mare pe încheieturi pe aici. Mi s-a părut destul de greu să-mi balansez mașina pe curbe din cauza suspensiei până să fiu în dreapta cu Mihai. Ți s-a restartat dinamica mașinii? Da. Adică acum chiar am avut o discuție referitoare la asta. Mi s-a părut foarte interesant că prima dată când am intrat cu mașina mi se părea foarte dezechilibrată mașina. Era puțin un V10. Era foarte dezechilibrată mașina, dar de fapt era din dorința de a merge tare, dezechilibrai mașina și probabil da, exact, și mi-era și frică să-i dau foarte tare și unele viraje le luam cu 140, le luam cu 170 și la mine mașina făcea așa și le stătea perfect dreapta. Exact. Deci clar diferența se face și tot timpul am susținut asta, să mergi cât mai finuț și slow in, fast out.
că aveam un băiat astăzi, nu dăm nume cu ce mașină mergea, era tare în fiecare viraj, numai ieșea foarte încet. Hai să vorbim și cu Eru. Ce ți s-a întâmplat ție din punct de vedere a viziunii despre mașina ta? Păi, având în vedere că a fost prima mea experiență la Motorpark, mi se pare că a fost prima oară că sunt aici pe circuit. Niciodată n-am. Nici măcar în jocul video nu am jucat. E prima oară. M-am uitat pe niște videouri pe YouTube azi dimineața și atâta. Mi-a plăcut foarte mult experiența. La un moment dat facem echipă de curse, să băgăm bani ca proștii, să ne facem o mașină din anduranță, să nu fie de stradă, să o ducem pe platformă aici. Doar că momentan n-am avut bani să facem asta, că și așa ne-am băgat absolut toți banii în mașini. Toți. Mă rog, eu mi-am băgat toți banii în mașini. Deci eu... Mașina mea nu cere atât de mult bani. Mâncare, țigări și absolut tot restul în mașină, dar tot n-am mai rămas nimic. Deci... Eu mă iau, eu stau ok. Da, vezi, asta e o diferență. Asta mi se pare o diferență și pentru voi, ce ne urmăriți. Să înțelegeți cât de important e să pleci de la o mașină care deja merge tare, care teoretic este și câștigătoarea zilei, că... Din punct de vedere a cronometrului, clar, Eru este peste. Și ce înseamnă o mașină pe care să o modifici, care trebuie să înveți tu, de fapt, trebuie să înveți. Și mult mai nouă Eru, totuși, dar o e 15 ani. Nu te bloca în asta. Nu te bloca în asta, să știi că sunt mașini old school, care merg foarte repede. Diferența e că Eru e pentru asta. Da, așa e. Adică e o mașină care poți să folosești daily, dar totuși poți să vii să te dai și pe circuit și totuși să mergi repede. Pentru că deja dacă vorbim de un sub 2, care mașina 100% merge, deja vorbim de o mașină rapidă. Deci a fost o zi extraordinară și, sincer să fiu, de când, cred că de prin 2015, cam pe acolo, n-am mai simțit așa să-mi bată inima și să mă pompez așa tare, dar Golf a reușit să fac asta. Deci big life. Acum mergem ușor înspre casă și ne vedem pe drum. Pa, pa! Da, și ne întoarcem înspre casă. E un zâmbet de bucurie pentru că de mult timp n-am mai mers mai repede pe circuit și am avut astăzi posibilitatea să mergem. Că ultima dată când am mers cu Peugeot, când am început să merg mai repede, s-a stricat. Acum iar eram dezamăgit când am început să merg mai repede cu seria 3-ul, am rămas fără frâne. Acum am reușit să facem o tură, adică 4 km mai rapid cu Golful. Ceea ce mă bucură, știi că parcă simt bucuria aia ce mi-a lipsit de foarte mult timp, să merg mai repede. Nu este niciun timp reper, pentru că e clar, am făcut 8 km cu mașina, n-are nicio legătură. Ca să poți să încerci să mergi tare, trebuie să faci mulți kilometri cu mașina. Mi-am dat seama cât de repede frânez, dar parcă simt că am dat un prim strat de rugină după perioada în care am stat, în așa fel încât să ne pregătim din ce în ce mai intens pentru raliul Clujului. Acestea fiind spuse, mergem înspre casă și ne vedem în Cosmopolis. Da, și într-un final am ajuns acasă. Teoretic acum o să merg, să mă apuc, să descarc și să vă pregătesc materialul. Eu am fost Mihai Beldie, în spatele camerei astăzi a fost Alin. Și până la următorul material, vă urăm să vă iubiți mult! Mașinile! Da.